Energocom va achiziționa gaze naturale din Grecia și energie electrică din Bulgaria. Procesele de import vor fi deocamdată în regim de testare, iar cantitățile cumpărate vor fi destul de mici, anunță compania. Prima achiziție de gaze din Grecia este de 24 de megavatiora, echivalentul la 2250 de metri cubi. Un megavatora costă 45 de euro, ceea ce constituie aproape 477 de euro pentru 1000 de metri cubi. Potrivit Energocom, în acest preț nu sunt incluse costurile de transportare și alte cheltuieli logistice. Gazele vor fi livrate prin conducta Iași-Ungheni-Chișinău, vor tranzita Grecia, Bulgaria și România și vor fi transmise întreprinderii Moldovagaz. În calitate de test, nu se discută foarte mult despre preț acestei tranzacții, se discută mai mult despre evaluarea lanțului logistic. Deci noi acum nu discutăm despre prețuri, pentru că prețurile sunt contracte pe o cantitate anumită, pe perioada anumită de timp. Deci nu discutăm de un megawatt. Și atunci toată lumea, când avea niște cantități mai mari, sigur că prețul este cum mai jos. Săptămâna trecută noi la fel am avut un test asemănător de pe Bursa Română de Mărfuri, care la fel am analizat tot procesul de la achiziții până la livrare. Potrivit lui Victor Bânzare, prețul pentru un megavatură de gaz achiziționat în regim de testare din România a fost de 48,82 de euro. Recent, Constantin Borosan, secretar de stat al Ministerului Energiei, a spus la emisiunea Reporter Special de la Canal 2 că gazele stocate în Ucraina, care sunt livrate în prezent de Energocom către Moldova Gaz, au fost cumpărate cu aproximativ 1050 de dolari per 1000 de metri cubi. Potrivit oficialului, aceste cantități stocate vor acoperi necesitățile Moldovei, inclusiv pentru sezonul estival. Demitarul a precizat că nu putem cumpăra acum gaz mai ieftin de pe piața internațională pentru că trebuie consumat tot gazul cumpărat anterior. Pe lângă gaze, Energocom a cumpărat în regim de testare și un megawatt de energie electrică din Bulgaria la prețul de 100 de euro. Cheltuielile de transportare și alte costuri procedurale nu sunt incluse. Astfel, Energocom vrea să testeze noua rută și operațiunile logistice. Pentru prima dată am cumpărat energie electrică 1 megawatt din Bulgaria, la hotarul Bulgaria-România, deci dacă până acum am procurat doar din Ucraina, România și Bursa.com, acum am încercat să ne extindem și suntem la prima testare ca să facem tranzitul prin România și să ne oprim cu punctul final la Chișinău. Energocom a semnat la sfârșitul lunii martie pentru jumătate de an un nou contract de achiziție a energiei electrice cu centrala de la Cuciurgani din stânga Nistrului. Astfel, Chișinăul urmează să procure lunar circa 282.000 de MWh la un preț de 66 de dolari pentru un MWh, cu 7 dolari mai puțin decât în ultimele 4 luni. Volumul va asigura peste 90% din necesarul de energie pentru malul drept.